întreb ca să știe cu toții că românii sunt astăzi în stradă. În aceste zile am auzit multe speculații legate de protestul nostru. Am fost luați în râs, am fost contestați, puși la zid, jigniți. Văd că ați venit într-un număr foarte mare astăzi aici și asta este un lucru extraordinar. Pentru că prezența voastră aici demască un sistem care este obișnuit să lucreze cu manipulare, cu cătușe, cu violență. Și dumneavoastră astăzi arătați aici că statul paralel nu mai poate minți la nesfârșit. Am venit astăzi în fața dumneavoastră să vă spun cum arată statul paralel. Pentru că eu m-am întâlnit cu el. L-am cunoscut. M-a vizitat acasă. Mi-a venit ca musafir nepoftit la primărie. L-am văzut în birourile DNA, de unde am ieșit cu cătușe. Și ați văzut rulând pe ecrane aici că am fost acuzată de luare de mită. Luare de mită care n-au însemnat nici bani, nici alte bunuri, ci capital de imagine. Cu alte cuvinte, au încredere oamenii în tine la pușcărie? Am fost umilită, acuzată pe nedrept, așa cum v-am spus, cu acuzații absolut aiuritoare. Și din păcate nu sunt singurul om politic în această situație. Dar nu numai oamenii politici au fost în această situație, pentru că mai devreme ați văzut-o aici, pe doamna Rarinca. Ce-am pățit noi se poate întâmpla oricui. Ce înseamnă statul paralel pe care nu-l vede nici Iohannis, nici Cioloș, nici Orban, nici alții ca ei, înseamnă camere de luat vederi puse în dormitor. Înseamnă urmărire prin GPS. Înseamnă interceptări de telefoane. Nu numai pe tine, dar și pe toată familia ta și pe toți cunoscuții tăi. Înseamnă familii traumatizate. Înseamnă umilință. Înseamnă călcarea în picioare a tuturor drepturilor elementare. Și statul paralel are un chip. În spatele lui, în spatele acestui chip, se ascund securiști care te interceptează ilegal, se ascund procurori care falsifică probe, se ascund jurnaliști care mint și vorbesc despre tine după cum primesc în plic. Cine nu s-a întâlnit până acum cu statul paralel a fost un mare norocos. Dar îi se poate întâmpla oricui. Vă mulțumesc că ați venit aici într-un număr atât de mare la acest meeting. Pentru că uniți suntem mult mai puternici. Statul adevărat e statul votat.